Salutare tuturor și bine ați venit pe canalul de YouTube Glămar Pescar. Vă invit să urmăriți primul episod dintr-o serie nouă de podcasturi marca Glămar Pescar. Și pe cine puteam să am eu invitat în seara aceasta la primul episod decât pe prietenul meu și pe partenerul meu de pescuit cu care abia am fost în Delta Dunării, Cătălin Scărlătescu. Salut, Cătălin! Salut, Claudiu! Bine ai venit la primul episod, ești primul invitat de onoare la noul podcast Glămar Pescar și am pentru tine o serie de întrebări aici pe care vreau să-ți ai multe întrebări, că pe barcă pește n-am prins, dar întrebări au fost multe. Cum n-am prins pește? Bă, ne-am irosit mâna la pește în fiecare zi? Absolut. În fiecare Câte zi? Specii? Toate speciile. Multispeci. Nu, n-am luat avat. Avat n-am luat. Avat nu. Dar, în schimb, am luat biban, șalău, știucă, somn și carp. Da, au fost. Și n-am avut babușcă roșioară. Asta micuțe că... N-am dat după ele. Și fii atent, Cătălin, prima mea întrebare pentru tine, așa că de la prieten la prieten, este, băi, cine ți-a pus prima dată scula în mână? Vorbește frumos. Deci, sunt două pasaje în viața mea în care am fost la pescuit. În varianta tânără, vremea când eram copilaș, mergeam la Eforie Nord cu barca de salvamar de la Steaua de Mare și prindeam guvizi, prindeam cambulă, prindeam stavride, prindeam lufar. Am avut o copilărie foarte pescuitoare. Cum bine știe toată lumea, cred că sunt unul dintre puținii oameni din România care a scos scoici și a mâncat scoici. Mi-aduc aminte foarte bine că eram mic și luam perdeaua din bucătărie a bunicii și o coseam, noi făceam un fel de... Hello. Ceva de genul ăla și prindeam garizi. Pe vremea copilăriei mele, deci în, nu știu, aveam 6 ani, în 77, 78, 79... Mamă, deci până istoria ta e veche în pescuit. Eu sunt născut în 1971, aș putea să-ți fiu tată, cred. Bă, am mai spus lumea că și semănă, deci cu siguranță ai putea să fii. Ideea e că erau multe specii de pești pe vremea plus garizi. Și... oamenii întrebau, bă, ce faceți cu scoicile astea, cu un sac de scoici? Păi le mâncăm și... Scoici din ala de mare? Da, o mini. Și ne spuneau, vai săraci. Ei nu știau. Bă, n-aveam nicio treabă. După care a apărut povestea, știi, vă duceați toți la mare și puneați mâna pe melcul ăla, îl puneați la ureche, mamă, se aude mare. Deci nici nu știa numea ce era pană. Da, da. Câțiva bătrâni pescari știau să le scoată, știau să le fiarbă, bine de tot știau să le prăjească pe plită. Și noi, copiii, stai seama, stând toată ziua pe lângă ei, nu aveam multe activități. N-aveam tablete, n-aveam social media. La noi social media era cu bătrânii la pește. Și în plus de asta, aveam la coada ghiolului, în techiul de unde era bunica, aveam un lac care se numea Zarguzon. Mai târziu l-am cunoscut și pe nepotul acelui Zarguzon. Boier Zarguzon. Da, Boier Zarguzon, da. Și acolo mergeam și dădeam la caras, la copii. Am un văr căruia îi se spunea pe vremuri și acum îi se spune guvide. Pă bune? Da, pentru că era pescar, era așa. Bun, după care a dispărut faza cu peștele și n-am mai avut nicio inclinație în zona asta. După care undeva, acum vreo 3 ani de zile, aveam un eveniment de scoici, bineînțeles, la Sfântul Gheorghe, la Green Village. Și mă sună Dan Bidman. Ce faci, Scărlătescule, vii în Delta? Da. Păi hai, păi e luni. Și? Păi eu am evenimentul vineri. Păi și ce faci până vineri? Nimic. Hai în Delta. Dacă nu faci nimic, hai în Delta. Și m-a chemat în Delta la unul din prietenii lui, Maria. Bă, într-o locație spectaculoasă, Marian avea... La Mila 23? Nu la Mila 23, la kilometru 54 pe Sfântul Gheorghe. Aha. Și Marian avea un ponton
foarte mișto. Și am zis, hai la pește. Și am zis, bă, eu la pește sunt zero barat, adică nu înțeleg nimic. Și mi-a plăcut foarte mult, atât de mult mi-a plăcut incursiunea aceea la pește, că în aproximativ două luni mi-am achiziționat tot ce înseamnă scule pentru crap. Eu știu foarte bine că ți-ai achiziționat tot. Am venit, dacă bine ți-au ce aminte, am venit așa cu mile în buzunar în magazin, bună ziua, bună ziua, mă trimis pe mine Bontea. Na, l-am sunat pe Bontea, Bontea marele pescar al familiei noastre gastronomice, pe cine era să ascult. Doar că Bontea este pe spinning. Și mi-e place spinningul, dar... Să-l facă alții. Da, știi cum, să dai într-una, să dai într-una, să dai într-una, să nu prinzi, așa stai liniștit și aștepți. Eu... Ai nevoie de momentele astea de relaxare, practic, știi, de așteptare. Eu cred că ăsta a fost motivul pentru care am fost foarte atras de pescuit. E magnific, este splendid, este spectaculos. Între timp mi-am luat barcă. Nu una, ci două. M-a acaparat foarte tare și după cum bine ai văzut, nu mă dau la o parte să fac absolut nimic pe delta, doar vreau să prind pește. Cum am spus noi, ardem benzina ca la nevoie, doar să-l căutăm noi pe. M-am îndrăgostit de delta și culmea, delta s-a îndrăgostit de mine, adică... Am văzut. Asta am putut să o văd. Da, oamenii m-au perceput foarte, foarte drăguț și plăcut acolo. Am o grămadă de prieteni, stau cu ei la șpriț. Am gașca mea de șpriț Angila, Mila 23. Ai prins tot peste tot. Da, bineînțeles. Am și o gașcă mai nouă acum la Caraorman. Am prieteni și la Chilia, în port. Am prieteni peste tot. Absolut peste tot. Mi-am prieteni chiar și la Vărsare, la Solina și la Sfântul Gheorghe. Mă cunosc toți acolo și datorită faptului că am o barcă mai... Diferită. Mai diferită. Îi se spune papa mobil. Cum a spus Bontea că în momentul în care vezi papa mobilul, pac să scoți 11 lei, nu? Sau cum a spus? Nu știu, a zis el ceva. Da. Barca ta este diferită, dar, nu știu, mie îmi place extraordinar de mult, pentru că este o barcă foarte stabilă și foarte rapidă. Eu sunt instabilul din barcă, dar barca este stabilă, este foarte stabilă. Adică ai făcut 35 de minute de la Turcia la Mila 23? Bă, am televizorul în față. Că puteai să scoți mai bine. Da, dar nu, asta e ideea. Important e să ajungi safe. Da, asta clar, clar. Și ai văzut, stă pe valuri. Impecabil. Ca niciuna alta din delta. E o barcă foarte, foarte interesantă. Și cred că am să fac în așa fel încât să nu o dau niciodată. Să păstreze prima mea barcă și îmi place foarte mult. Foarte mult. A văzut și pește, da. Știe drumul, ne duce singură, știe bălțile. Deci tu clar, ești un pescar de delta pentru că ai spus că delta s-a îndrăgostit de tine și tu de ea, sentimentul este reciproc. Pescuitul pe baltă te atrage în vreun fel? N-aș vrea să-mi pun toți pescarii din România. Nu, dar este pur și simplu... Pentru că lumea nu este împărțită în două pescari de delta și pescuit. Uite, spre exemplu, mi-e place atât pescuitul în delta, pe Dunăre, pe ape sălbatice, cât și pescuitul pe baltă, adică nu are nicio legătură. Păi am fost și eu pe baltă, nu pe foarte multe bălți. Am un prieten foarte bun, care are baltă cu Mehedințu. Bă, dar nici măcar din prietenie n-am fost la el de două ori pe an. Nu e stilul meu să stau pe o baltă, să dau la pești. Mie îmi place delta, îmi place acea sălbăticie. Îmi place ce se întâmplă acum. Vibe-ul, acțiunea, nu știu, emanația delta. Aia îmi place cel mai mult. Eu, cum am spus de fiecare dată, mai presus de pește în sine, mie cel mai mult îmi place conexiunea cu natura, liniștea de care am parte la pescuit. Și apropo de liniște, tu, dacă voiam să te întreb următoarea chestie, dacă tu ai fi să pleci la pescuit o săptămână pe o insulă pustie sau singur, adică singur, pe o barcă, cum ai prefera? Să pleci singur sau însoțit de cineva? Păi bine ar fi să fii însoțit. Echipa tot timpul
e mai interesant. Chiar dacă am fost la pește cu Doina, prietena mea, chiar dacă am fost la pește cu tine, chiar dacă am fost la pește cu alți prieteni, în barcă e foarte important și foarte interesant să fiți doi. Ajută foarte mult. Uite, de exemplu, dacă nu-mi găsesc ochelarii, cum mai leg eu? Să nu zic ace că mă cerți. Cum, da, eu sunt un începător. Cum să leg cârlige? Și ai văzut, în momentul în care ai o captură, ți-am și demonstrat. Eu sunt minciocar mai bun decât ești tu. Eu am reușit să-ți scot acel crab de 10 kg, pe când tu n-ai reușit să-mi scoți de ăla de 4-5 kg. S-o lăsăm așa, să ne ajungem în direcția aia. Deci, dragii mei, vă rog eu frumos, în momentul în care mulinezi, cum să vină minciocarul să spună, dă-te mă la o parte? O să poate. Păi pe unde se bagi? Fă-ți loc, prin laterale se poate. Deci între picioare. Păi, nu există. Nu sunt eu marele pescar. Tu ești Claumar, marele pescar, nu? Bun. O altă întrebare. Când ne-am cunoscut noi prima dată, pescuiai, țin minte, cu acele coronițe de porumb pe care veneai făcute, mi le-ai arătat. Nu poți să insinuezi absolut nimic. Dar este ceea ce am primit. Da, sfaturile primite de la alți pescari în delta. Perfect. Așa că... Este o etapă, am trecut și eu prin etapa aceea. Dar acum te întreb pe tine, după 3 ani, da? Au trecut 3 ani de când ai început pescuitul mai activ. Uite, văd că ai niște mulinete. Dă-mi și mie o mulinetă de acolo. Urcare. Ok. Ce mulinetă este? Aceea este Avat. Avat. Câți ani are? De care nu am prins noi. Câți ani are mulineta asta? 30-40 de ani. Deci, în pescuit, dragul meu, Claudiu, ăsta ești tu. Eu sunt ultimul model de Daiva. Adică a apărut mult mai recent. Nu am de unde. Eu pot avea atât de multă experiență, doar că n-am apucat să o acumulez. Deci, tu da. Uite, cârâi. Mărâi, mărâi. Tu le știi pe toate. Eu abia acum învăț. Eu sunt ca un... Dar eu sunt novice. Încă învăț. Încă tu înveți. Și tu la rândul tău... Bineînțeles, toată viața. Nu am pretins că sunt mare pescar. Cea mai mare captură este de 7 kg. Adică nu pot să... Aș putea să spun... 100. Ce? Whatever. Nu. Am prins... foarte mulți bibani cu Doina în barcă. Cred că au fost 30-40 de bibani prinși împreună. Și Doina prinde. Băi, prinde pește, e norocoasă. Ea prinde mai mult scrap decât mine. Mai perseverentă, cred. Bă, poate e și norocul începătorului, pentru că ea a început mai târziu decât mine, dar a prins-o microbul ăsta și e o chestie fantastică. Nu mi-a venit să cred. Prima dată m-a întrebat, ce faci între ce? În delta. Unde? La pești. La ce pești? Și eu mă gândesc, zic, oare ce întrebare? Zic, la crap. Aia, nu, că am crezut că joară pitor. Ce? Stai puțin. Deja știa. Da, deja știa. Și a zis, nu, că vin și eu. Zic, și eu avea impresia că mă duc unde. Și n-am nicio impresie greșită. Ea chiar vrea să meargă la pește, avea câteva zile libere, ne-am sunt delta și am ajuns și la Chilia și a prins pește lângă Marian Mincu. De Marian Mincu da, există, da, da. Are pe filmările lui, Marian Mincu de la Gigant Fish, sunt niște înregistrări în care Doina prindea pește și... Și el nu. Nu, și eu cu el învârteam de ardei capia pentru Saramura. Deci e acolo. Da, uite, chiar era una dintre întrebările pe care le pregătisem, ia să o tai de aici, de pe listă. Dacă pasiunea pentru pescuit a Doinei i-ai insuflat-o tu sau așa ai cunoscut-o, deja pasionată de pescuit? Eu nu știu pe Doina Teodoru de la Tindelt, de la pește. N-am văzut-o în viața mea decât prima dată pe barcă, cu mine. Tăia mai pescuise înainte? Nu știu, ar trebui să o inviți și pe ea la un podcast și să o iei pe ea la întrebări, nu pe mine. Nu știu, nu cred că a pescuit. Uite ce idee bună, următorul podcast, deci episodul 2 din această serie de podcasturi va fi cu Doina Teodor. Ce tare, o femeie pescăriță. Băi, nu sunt mai multe? Păi da, dar... Avem, știu eu, câteva... Oho, Angie. Da, și Angie, și
Ralu și, pardon, și Ramona. Am fost acum la Lebăda, erau câte echipe de Lady Fishermen erau? Cred că două. Două echipe de doamne. Da. Noi, noi. Se dezvoltă. Cu barca lor. Cu barca lor, cu scule. Da. Stai că acum și Doina are sculele, mulinete, de staționare, de barcă, de crab, de... Pare de toate. Deja există scule de pescuit profesionale, roz, adică game dedicate pentru ce mai femei. Ce mai contează culoarea? Nu contează culoarea, nu, dar adică clar ia amploare pescuitul în rândul femeilor. Băi, mie să-mi spui un lucru. Ce am văzut la tine în magazin? Deci asta îi se mama, asta mai spar cu deci, vorba asta. Băi, nu o să dau numele magazinului, deci în magazinul tău de scule de pescuit e mai multă lume decât la vecinul, la supermarketul de lângă tine. Deci mult mai multă lume. Bă, nene, chiar în halul ăsta vreau să se liniștească pe bălți? Păi da, dar plus că noi, la noi în magazin, ai văzut că e și vibe-ul așa mai mișto, așa parcă te atrage. Foarte, foarte, foarte prietenoasă treaba acolo, da. Te ține acolo, știi? Dar colegii tăi sunt spectaculoși, adică nu sunt de... Nu fac mișto de tine, nu, te învață. De exemplu, eu, până ai venit tu să-mi explici de mulinete, am făcut să un nene cap patrașe în stop. Joc. La mine, sare, piper, nu, mai mult de două, trei ingrediente, stop. Nu, că nu înțeleg, adică luați-mă încet. Deci e spectaculos să văd că un magazin de pescuit, da, este mai plin decât un magazin unde se vinde mâncărică. Păi, lumea, fii atent, știi când a pornit toată chestia asta cu amploarea pescuitului în rândul maselor, să spunem așa, în pandemie, când n-aveai unde să te duci să faci un grătar, n-aveai unde să te întâlnești cu prietenii, practic, unde să socializezi. Și atunci a existat o explozie în direcția asta. Eu nu te cred. Atunci a fost apogeul. Pandemia pescarilor a început acum, cred că, vreo 10-15 ani. Din momentul ăla a început să urce tare de tot. A început, dar pandemia a fost apogeul. Până acum 15 ani nu existau site-uri foarte multe de vândut scule de pescuit, nu existau foarte multe magazine. Chiar tu când ai deschis primul magazin, serios, nu... Păi în 2002 am deschis primul magazin. Așa, primul serios. De unde crezi tu că ai început 2011. Deja să fii... Cum? 2011. Exact ce ți-am spus eu. Deci da. Sunt câțiva, nu sunt mai mult 12 ani. Da. Deci am zis că de 10 ani încoace simt eu am văzut că deja a luat amploare toată poezia asta cu pescuitul. Și decât să te duci să, nu știu, să faci cine știe ce tâmpenii, mai bine stai pe baltă. Mai bine stai pe baltă, mai bine te duci în delta. E mult mai interesant. Da, e... Exact cum am spus eu, conexiunea aia cu natura pe mine mă încarcă. Uite, am fost acum plecați, noi 6 zile am fost plecați în delta, da? Nu mai veneam. Da? Nu mai veneam de acolo. Am dormit tun. N-am avut, nu m-am trezit odată noaptea. Și eu în delta la ora 10:33, slare, da, n-am nicio... Acasă, când sunt acasă, mă apucă 2-3 dimineața. Da. Și plus, mă trezesc noaptea, mă apucă gândurile, acolo nicio treabă. M-am întors cu fața întinsă, cu pielea întinsă, ca un concediu, știi? Deci ți-ai făcut 6 zile frumoase în delta. Da, da. Spectaculos. Să știi și soția că trebuie să fac un e rândul să fac un concediu cu ea, nu? Păi, dar de ce nu duci în delta? Da, o duc în fiecare an, de ani de și zile. Și tu în delta. Iulia nu prinde pește? Cum să nu? Am fost cu Iulia la un concurs de știucă unde am umplut, era știucă și biban, am umplut o lotcă de-aia verde, am umplut-o de biban. Eu cu ea. Doar eu cu ea. Ți-a luat vreo 10 zile, să zicem. Nu, o zi întreagă. Am dat de un banc de biban unde la un moment dat am pus muc de țigară. Băi, asta am vrut să te întreb. Bibanul ăsta vine în bancuri. Da, adică nu da, se mai oprește. Da, și eu am fost în mai multe locuri prin delta, unde prins biban după biban, biban după... Și direct un cotolan de la imens, așa, ceva spectaculos. Da, da, e mișto, foarte mișto pescuitul la biban. Ai prins tu acum un biban frumos? Da, nu, am prins foarte mulți bibani. Nu, da, mai mulți biban decât crapi. Da, da, păi, de obicei se prind mai mulți biban decât crapi. Da, să știi că eu n-am o problemă, pot să stau și la Lășioară, ți-am zis, când eram mic, mi-aduc aminte, mergeam cu unchiul meu pe canalul 5 spre Periboina. Da,
da. O zonă bună acolo, de roșioară. Da, roșioară. La spinning. Roșioară, babușcă, nu știam eu ce la spinning pe vremea aia. Păi, dar fii atent, apropo. Am prins și eu câțiva bibani cu lanseta aia ta de spinning. Aia foarte subțire, ușoară. Ce model era? Că tare mi-a plăcut. Măi, era mișto acolo. Nu, mă, nu. Tu vrei să... Nu mi-am făcut temele. E un Abu Garcia spectaculos. Lanseta? Și lanseta și mulineta. Mulineta știu că e, dar e... Păi ce vrei, mă, să Zenon. Deci, ce vrei să-mi iau? Mie trebuie ceva foarte ușor. Da, foarte ușor. Deci, m-am săturat să țin cuțitele alea grele în mână, satere. Și atunci când mă duc la spinning, trebuie să iau o chestie care să mă simt confortabil. Și să-mi spui tu mie ce băți e ăla, trebuie să ne uităm pe el, că eu nu mai țin minte. Eu doar l-am și atât. Dar mulineta aia, Zenonul ăla, este ceva de doar. Cred că lanseta tot Zenon e. Zenon, sigur. Lanseta. Zenon, sigur, da. A, lanseta tot Zenon e, nu? Așa scrie pe Husay. A, bravo, da. Glumea, foarte este. Mișto, spectacol. Mi-a plăcut foarte tare. Am prins doi bibani cotolani mari, frumos. Și și-a luat la mic tot la... Și și-a luat la mic, da, tot la tot aia. Tot la aia de bibani ai prins. Păi de la bibani și a intrat Strapazanul. Știi ce e la Strapazan? Nu știi ce e la Strapazan. Iluminează-mă. Fii atent aici. Barca are o copastie, o margine. Ok. Barca cu rame. Iar ramele se leagă de un băț numit Strapazan. Ăla-i Strapazan. A, da? Hai că te-am învățat o chestie. Păi eu ți-am zis că am fost cu pescarii când eram tânăr. Da, dar altfel de pescari. No, pescarii de mare. Pescarii de mare, da. Și ce prindeau? Ce prindeau ei? Prindeam guvizi, nene. Nu, dar pescarii aia de mare care... Prindeau guvizi, hanus, caiele, berechinași, calcan, limbă de mare, stavride, nu știu... Lufar, chefal, laban. Mamă, tot. Deci nu sunt tot. În Marea Neagră, sunt foarte multe specii de pești și mai mult, vezi că avem crabi. Mulți crabi. Crabi? Da, mulți crabi. Foarte mulți crabi. Crabi. Pă, bune, habar n-aveam. Uite, o să te duc într-o zi, anul viitor, în vară o să te duc la bunul meu prieten, la Dan Manole, la Chirhanoa de la Vama Veche și o să ne iau până Mitache și pe Borcan. Într-o dimineață și o să ieșim cu Lotca. Să scoatem talianul și să vezi ce găsim în talian. Și în cuștile de guvizi ai să vezi că există crab. Da. Mulți. Ce bun. Extraordinar, da. Mamă, ce tare. Crabul. Ce tare. Bă, dar plecați-mi de la ideea că cu coronițele, cu așa. Ia zic cu coronițe. Și așa, acum după 3 ani de Delta intens, că na, ai pescuit destul de mult în Delta. Am fost. Ai folosit și boilies, și coroințele acelea. Săptămâna viitoare, că iarăși pleci în Delta Dunării, norocosule, apropo. Cu ce te duci pregătit? Cu porumb sau cu boilies? Ce preferi în momentul de față mai mult? Păi, pe Sfântul Gheorghe, nu e o regulă, dar cei din zonă dau mai mult pe porumb. Ok. În partea astălaltă, pe Sulina și pe... zona Chilia, toată lumea de la boilies. Unii dau cu momitor, alții nu. Așa că trăiască căpșuna, trăiască usturoiul, trăiască mierea, scoica. Apropo, fii atent aici. N-ai vrea să încerci o variantă? Deci eu am fost acum cu tine în Delta și ai avut un pastă, un momeală, da. Care am pus-o noi, da, pe momitor. Tu Frankfurter. Da. Cârnați. Cu usturoi. Bă, ce spui tu de varianta de burger cu scoici? Nu râde, te rog frumos, pare foarte ciudat. Ce, mă? Burger și scoici. Crapul e nebunit după scoică. Da, corect. 100%. Și de ce n-ar mânca, dacă mănâncă cârnații tăi, de ce n-ar vrea să aibă ceva mai elevat? Bă, cred că... Nu te mai mira ca nebunul, hai încearcă să o faci. Eu îți dau rețeta de burger, tu transpune-o în poezia ta de boilies sau de momeală și scoica o ai deja. Incredibil. Deci nu mai băga cârnați, băga burgeri. Ce să-i facem burger și scoici? Nu, pentru că... Da, e ciudat. Tu nu știi ce mai făcut. Nu ți-am făcut nimic. Deci oameni buni, fac boilies din 2006. Am făcut primul meu boilies.
Nu mi-a trecut o secundă prin cap, dar 100% funcționează această combinație de aromă. Vreau să-ți spun că de aici încolo putem să extrapolăm. Ia fii atent aici, ascult-o pe asta. Intri într-un restaurant de mega fițe și auzi crème brûlée de foie gras. Deci nu crezi că ai putea să te duci în zona de crème brûlée? De ce? Știu și multă lume folosește vanilie și miere. Crème brûlée dulce, nu făcut din foie gras, dulcele crème brûlée, are vanilie, are lapte, e și foarte dulce. Adică, băi, n-am putea să facem o gamă. Cum să nu? De signature. Super, da, super gourmet fish food, ceva de genul ăsta. Adică, high star, five star, seven star, spune-le tu cum vrei, dar hai să vedem. Hai că m-am săturat de usturoi cu... vanilie, căpșună... Nu, gata, hai, ți-a dus moda asta. Hai să încercăm și altceva. Mamă, deși mi-ai făcut... Deci, aș putea... Mindfuck. Aș putea să stau cu tine și să-ți povestesc cam câte combinații incredibile. De gusturi adică, și arome. De ce nu să încercăm și altceva? E o diversitate. Adică, bă, scoi că mănâncă. 100%. Bun. Alea cu miere, le mănânc. De ce să nu uite, le facem pe astea două. Crème brûlée și burger cu sprece. Le facem 100%. Notează-ți. 100% le facem. Mamă, deși nu mi-a trecut odată prin cap. Da, bine, nu te-ai dus în zona asta pentru că tu nu ești în gastronomie. Da. Da, tu le-ai luat pe astea basic. Da. Da, gândește-te că poate și peștele ăsta... Uite, fie. Peștele este un organism omnivor, la fel orice, ca și omul. Orice pescar are povestea lui. Dacă îi dai unui pescar, dacă nu unui, 10, aduci 10 pescari și le pui un bob de porumb în mână, o să caute până ajunge cu el să-l aduce în apă, să-l bage în ceva știu de el, într-o ceva, nu știu, într-o esență de ceva. Da. Ia treci de momentul ăla și gândește-te că putem diversifica meniul. Corect. Chesc că vă vole, Monsieur Crab. Ăla se numește dip. Știi? Și faci tot felul de dipuri cu diverse arome. Nu știu, dar ia hai să facem primele două bile. Spectaculos de 24. Adică nu... Nu te dă numai... Ești mici. Nu cu de-alea de... Nu, nu cu de-alea de... Pe crème brûlée, dai la copii. Poți să dai la copii. Nu mă, lasă copii. Să vină ea, băi. Copiii, lasă-i să crească. Păi da. Lasă să crească, adică, da. Când le dai crème brûlée... Pe ăla de 3 kg tu-l iei? Păi nu că-l iei. Lasă-l în apă, da. Când o să pui aromă din asta dulce de crème brûlée, o să vină la mic cu la bila aia mare și... și o să facă așa. Să facă ce vrea. Dar hai să încercăm să le facem. Dragii mei, vă rog frumos să nu cumva să credeți că sunt nebun. Hai să încercăm. Așa, cred că primul care a făcut combinația de căpșună cu... Usturoi, știi? E ca la rădăuți. Cine acum are ciorba rădăuțeană? Și ridică 10, da, doamne, da, mâna. Da. Eu, nu se știe cine a făcut. Dar nu ne interesează. Dar vă spun sincer că burger și scoici n-a făcut nimeni. Da. Băiatul și crème brûlée. Și de aici încolo, hai să inventăm ce vrei tu. Uite, dacă mergem într-o zonă foarte high class, putem să-i facem și ceva cu trufe. Adică, băi, au făcut trufe s-au mai făcut. Trufa este foarte puternică și cred că ar prinde foarte mult, foarte bine, pentru că peștele ăsta are niște senzori care caută noul, mirosul, nu mirosul, nu știu, gustul ăla de ceva intens. Da, așa e. Uite, boilisuri cu trufe s-au mai făcut. Nu prea au funcționat ele așa bine, dar putem să mai încercăm noi. Crede-mă, din 10 rețete, dacă funcționează măcar una, este spectaculos. E în ajutorul tuturor persoanelor. Da. Așa că, dragii mei, lăsați-ne pe noi să le facem, lăsați-ne pe noi să le încercăm și, pe urmă, dacă funcționează, Doamne ajută. De ce nu? Burger și scoici, îți garantez eu că funcționează. Și crème brûlée nu are de ce, pentru că este o aromă dulce, 100% va funcționa. Nu va fi selectivă, dar va funcționa. Eu am făcut un festival de scoici, unde am vândut în jur de 70-80 de mii de porții de scoici. Așa că, ce înseamnă în tone? Peste 14 tone de scoici. Peste 14 tone de scoici proaspete și au mai fost foarte multe congelate și uite așa. Dar gândește, dacă am adunat să, dacă am reușit să adun atâția oameni la scoici, bă, n-am nevoie de 14 tone de pește, dar primii 2-3 interesați să vină, da? Să fie la și tine. Ăia pac să vină să
tragă și să nu-i prindem să dea sfoară în țară la ceilalți. Știi când se întâlnește ei la bărbier acolo, știi când se mai tund mustăți. Bă, tu ce ai mai... Ai mai găsit și altceva în afară de veșnica căpșună cu... Da, bă, e un loc acolo... Ia zi, burger și scoci. Loc nou în oraș, cea mai tare locație, 5 stele. Hai să vedem cum este treaba asta. Bă, ai putea să o faci? 100%, cum? Dar nu că aș putea, o voi face, o vom face. Ok, gata, o face. Mamă, deci eu abia aștept să văd rezultatul final la această idee nebunească, dar foarte, foarte interesantă. Grăsime de vacă ai nevoie. Aia să și dizolvă frumos. Grăsime de vacă. Avem nevoie de ceva care să imite grăsimea de vacă. Dacă nu chiar grăsime de vacă. Păi da, sunăm la uzană. Nu mă pricep eu să fac boilersuri, eu mă pricep doar să le tai. Ai văzut că sunt... Da, maestru. Da, maestru la tăiat și... Emerit, împărțit, chiar. Da, la dopomană, luați. La momit sunt... nu sunt chiar atât de generos ca tine, dar... Tu ai și de unde, nu? Detalii, să nu intrăm în astfel de detalii. Ce întrebări mai e pe acolo, Dumnezeu? Hai că deja din... N-ai pus două întrebări și deja, uite, hai să vezi că facem podcastul ăsta, o să avem nevoie de, nu știu, de două săptămâni. Îl împarți în mai multe episoade. Păi îl facem așa, știi, înainte să pleci în Delta și după ce te întorci din Delta. Mai facem unul după ce mă întorci din Delta. Mai putem face unul după ce te întorci din Delta. Și cu rezultatele. Bă, dar tu când pleci în Delta? Luni. Știi ce îmi pare rău? Că acum este vineri. N-am timp să-ți fac astea, că-ți făceam direct boilersurile de burger cu scoici. Stai, mă, liniștit, nu-ți bate capul, că mai merg. Mai mergi, nu? Mai merg. Mai merg și eu odată anul ăsta. Hai. Bărci ce avem, vezi că și a doua barcă e funcțională, da. Bun. N-aș băga-o pe lacuri. Nu, dar n-are niciun rost. Deci n-aș merge cu... Nu te-aș pune pe barca aia, că am văzut cum manevrezi, cum îi spune, lipitorile. Doamne, Dumnezeu, la mine mi-a făcut o mizerie pe barca, deci îmi gândească omul. Mi-e o scârbă de ele, cu toate că am vândut câteva zeci de mii, zeci de mii de lipitori în tinerețea mea când aveam... Vezi că duminică nu trebuie să plec cu lipitori de aici. De aici? De unde? Să mă bag eu în lacul Mori, să lipească de mine. Sunt pe găbiță. Cel mai bine. Tu ceea ce prinzi, gătești? Cu mare drag, da. Dacă am unde. Deci, e foarte interesant și foarte important să gătești ce prinzi, pentru că este proaspăt. De multe ori, de foarte multe ori le dau drumul, pentru că n-am ce să fac cu el. Mi-aduc aminte odată o poveste foarte interesantă. Chiar prinsesem acel crab de 7 kg și eram un port la... La ce l-ai prins? Scuze-mă că te întreb. La boilers. La boilers. Ia cât. Să nu mă întreb ce boilers, că nu mai mi-aduc aminte. Rotund. Da. Rotund și mare. 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 24. Și m-a ajutat un copil să leg barca la mal și l-am întrebat, a zis, băi, și eu ce fac cu peștele ăsta? La care ăla mic zice, băi, domnul Scălătescu, iau așa până sat și strigă, poate cumpără cineva. Zic, Dumnezeule mare, zic, uite-te la mine acum, pește, văd pește. Asta și... era ultima să te văd așa strigând și luat de urechi. Dar dacă merg cineva la pește, le dau. Dacă stau, nu știu, pe acolo, pe la localnici, la localnici le dau localnicilor peștele. Dar dacă stau pe la vreun hotel, ce să fac? Și atunci eliberăm. Ce să facă? Păi, nu, așa e. Bă, bune, nu. Cât pește să mănâncă? Ai văzut cât mănânc? Jumătate de ciorbă la prânz, jumătate seara. Deci, o împarți în două și pe la revedere. Exact. Dar în momentul când prinzi un pește și vrei să-l gătești, cum îl gătești? În ce fel îl gătești? Ah, Dumnezeule. Care e primul preparat pe care preferi să-l gătești din peștele pe care le-ai prins? Păi primul borș. Dintr-un singur fel de pește sau? Păi dintr-un singur fel de pește aș putea să-ți fac vreo 27.876 de rețete de ce vrei tu. Nu, ce preferi tu? Ciorba. Ciorba. Ciorba de pește, sunt fan. Și peștele prăjit. După care, saramură nu mai fac, că face Marian. Face Marian o saramură, dar s-a terminat. Pe așa și borș face Nea de la... Da, Nea Nicu Jelescu, da. Jelescu. Ce mă face Nea Jelescu? O ciorbă, borș de pește, dar nu îți vine să cred ceva spectacol. Da, și eu le-am pe ale mele. I-am mărmurit puțin pe... Pescari i-am învățat pe cei din Mila și mai nou pe cineva din Crișan să prăjească peștele cu apă. Ai fost și de față și ai văzut
Ai văzut de ceva ce nu? Deci eu nu pot să-mi șterg din minte imaginea cum tu erai acolo și le arătai și le-ai zis: în seara aceasta o să vă arăt cum o să prăjesc peștele în apă. Și erau înșirați toți după masa aia, așa, cu mâinile la spate și așteptau înmărmuriți cum o să urmeze chestia asta, să prăjești peștele în apă. Și când au văzut toată chestia, au zis: a fost ceva spectaculos. Prima dată a fost și mai interesant, pentru că am fost undeva la o doamnă acasă localnică, renumită prăjitul de pește. Am lăsat-o să prăjească peștele în felul ei. Am prăjit și eu peștele în felul meu. Ea s-a uitat așa la mine, nu mi-a zis nimic, a comentat. Am pus peștele pe masă și culmea al meu s-a dus tot și al ei doar o singură bucată. Adică un singur pește a reușit să ia de acolo și în rest în felul în care îl gătesc eu, devine mult mai crocant. În interior foarte moale și zemos, iar în exterior foarte crocant. Asta este magia. Am văzut, am gustat, da. A fost ceva de vis, ceva extraordinar. Mai ales că a fost prins de mine. Pește, știi vorba aia? Peștele are alt gust când este prins de tine. Da, depinde unde îl prinzi. Dacă îl prinzi pe lac, la Mangalia, cu sulful ăla, nu o să-ți placă. Da, vreodată la pește, în lacul dat, de la intrarea din Mangalia? Am dat, doar că n-am mâncat. Are un gust și un miros foarte puternic de sulf. N-am mâncat pește de acolo, tocmai din cauza mirosul. Păi numai când stai lângă apă, miroase. Dar mi-te dai seama că și peștele... Dar oricum, gândeam niște chestii. Da, pește din lacul Techiriul ai mâncat vreodată? Bă, din Techiriul, da. De unde, bă? Nu, că în Techiriul nu există pește, în lac. Doar eu am o glumă, eram cu festivalul prin țară și făceam pește în sare. Și întrebam oamenii: dom'le, ce pește e ăsta, mă, nene? Păi zic, e pește de la cu Techiriul. Eu să glumesc. Techiriul, mă. Techiriul e lângă Eforie. Și într-o zi mă sună un prieten de-al meu din Techiriul, care stă la masă cu primarul de acolo și îmi spunea: noi ne cunoaștem de când eram copii. Bă, Scarlătescu, l-ai nebunit? Zic, dar de ce? Că nu există pește. Păi nu, erau niște oameni cu undițele. După ce le-ai spus tu. Și ne-a putut să-i trebuie doi, dar ce vreți? Ce bine, zic, nu, Scarlătescu, care pește de la cu Techiriul? Nu, mă, la vis-a-vis de la mama aia, mă, cum se numește ăla? Tăbăcării. Cum? Tăbăcării. Nu, de acolo. De acolo am mâncat. La cu Techiriul e sărat. Foarte sărat. Foarte sărat. Da. Nu mai e așa de sărat, dar e sărat. Da, a fost sărat odată. Da. Fii atent. Bontea, știu că e pescar, dar dacă ar fi să alegi între Bontea și Dumitrescu, cu cine ai plecat la pește? La crap? Bă, la crap clar aș pleca cu Dumitrescu. De ce? Pentru că Dumitrescu nu prinde pește și nu mă bâzie. Pe când Bontea este foarte neliniștit și sfătos. Nu tace deloc. Fă așa, bagă așa, fă, așa se face. Așa se... Eu i-am spus: băi, Bontea, tu mergi la concurs. Eu doar privesc concursul. Nu. Eu doar vin să vă ajut pe voi. Sunt minciocar, dacă vreți. Nu sunt atât de nebunit. Bontea, acum l-a nebunit și Părizea. Da, am văzut. A luat pe iubire, nu mai gata. Au făcut echipa amândoi. Stau toată ziua și dă-i. Doi, prin pește. Are benzină. Da? Da, să plimbă, caută. Dar nu e mai interesant la crap. Mie îmi place la crap. N-am nimic. Dacă întind și o undiță și mai scoți și un cărășel, mai măricel. Mai dă și la un somn, mai... Doar dacă pun eu lipitoarea, că tu... Eu nu mă mai ating de ele. De lipitori și coropriznițe, exclus. Exclus. Băi, cu toate că ți-am zis, am vândut câteva zeci de mii, sute de mii de lipitori și de coropriznițe. Și puneam mâna pe ele când eram că pe mic. Vremuri, să știi că pe vremuri și eu am făcut zeci, cred că zeci de mii de clătite și tot nu-mi place clătita, tot nu mănânc, așa că nu e. Deci clătita e exclusă din meniul tău. N-am înțeles-o niciodată. Aviz cititorilor. Nu e nici coaptă, nici fiertă, nici prăjită, nici opărită. E o cucă care intră azi și iese săptămâna viitoare. Da? Se face cocoloși, așa zici că e o bucată de săpun. Dacă o faci așa în mână, nu mai înțelegi nimic, nu mai mănânci clătite. Adică, de ce aș avea nevoie de o dulceață sau de ciocolată sau de o înghețată? De ce aș avea nevoie de acea foaie de clătite să mănânc o dulceață bună? Nu, fără dulceață bună, da, ai văzut că nu. Da. La mine pâinea e nu există. Fudulie. P-
păi nu prea mănânc clătite, dar uite, mai... mi-ai dat de gândit cu ce mi-ai arătat. Încearcă, du de acasă și nu se facă Iulia prima dată, ia o foaie de clătite rece și joacă-te cu ea în mână. Să vezi că s-ar putea să-ți vină o idee să faci un boilers de clătite. Din crap. Din ăla. Pentru babușcă și roșoară ar fi spectaculos. Crede-mă. Cocoloși. Da, cocoloși. Cocoloși. Da, iese. Cocoloși tătă. Cocoloși tătă. Deci, la următoarea întrebare, Cătăline. Ce-ai prefera? Un ceaun pe malul Dunării la foc de lemne sau un homar într-o locație cu stele Michelin? Hai să le combinăm și să facem homarul la ceaun. Nu mă așteptam la răspunsul ăsta. De ce nu? Luăm homarul și îl punem lângă un pește nu știu, autohton, autentic, cum vrei tu, de aici de la noi. Și gata. Se poate. Se poate, da. Dar tot pe malul Dunării. Păi, chiar, mie îmi place foarte mult Marea Egee. Eu sunt sailor de 20 de ani. Păi, tu mi-o iei înainte, mă, tu mi-ai citit întrebările. Da, pe bune? Nici n-am ochelari la mine, mi-am dat seama. Da. Eu pe mare, eu am fost marinar. Mi-a căzut părul într-o noapte în Marea Chinei de Sud. Tot? Nu într-o noapte, în trei nopți. M-am speriat foarte tare. Am stat în coada lui Nelson. Nelson era un uragan ciudat. Și noi am stat în derivă vreo 6 zile, pentru că nu mai funcționa motorul principal și am dormit legat de paturi. Vai de mama noastră, pentru că nu mergeai pe culoar, mergeai numai pe pereți. Pam, 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 pam. Să așa de tare se mișca barca. Cât de mare era barca? 15.000 de tone de tot. Ceva la 135 de metri lungime, 40 și ceva, aproape 50 de metri lățime. Mare, mare, mare. Și tot simțeați... Și tot, mă, că dispărea Teuga, n-a, bă, bum, bum, Teuga e prova, bărci, da. Acolo unde e catargul ăla micuț pe care stă clopotul și goarnea. Aia dispărea neapă. Deci aia ce-am pățit noi în Grecia a fost minciună. Ce ai, mă, pistol cu apă, trebuie să la mine a fost distracție, ce... Vai, eu nu vreau să-mi imaginez așa. Și mai era un mare de 6 cu niște valuri de 3 metri, un pâs, nimic, zero. Tu n-ai văzut că eu dansam. Pe tine te-a speriat, dar mai să vezi că data viitoare când o să mergi, dacă o să mai mergi, o să încercăm cu... A fost ciudat pentru că unde am fost, noi ne-am dus cu un catamaran. Și ăla are o vibrație din asta, când sunt două legate una de alta, două monococ. O monococă, două. Când sunt două legate, au niște vibrații ciudate. Și nu e... Nu că nu e stabil. Nu niște mișcări. Nu. În schimb, dacă ai merge cu o monoculă, vezi ce face. Se simte altfel. Da, tai pe o parte. Nu te mai bălângănești și nu te mai joacă. Uh-huh. Eu am plecat toată din Siros pe mare de... Era vânt de 40-43 de noduri cu... Rafale de 60, ceva, un spectaculos, când am ajuns în port, în Mykonos. Ce spectaculos, mă, ceva rău. Rău, dar ce-am prins noi acum la Chilia, mai puternic, vântul era mai puternic decât ăla. Adică, Rafala era peste 110 la oră. Hai de capul, și mi-am prins 80 acum. Mi-am prins 80. Da. Deci când am ajuns în port, în Mykonos, șeful portului de acolo mi-a zis așa, Malaca, the birds don't fly. Deci nu era niciun pescăruș pe ceriu, nu era nicio pasăre. În jur nu se vedea nicio velă, niciun vapor de niciun fel, toți fugiseră, noi, temerari de nebun. Asta pentru că mi-am dat seama că am vreo 4 ore jumate de navigat până la Mykonos și vântul începuse să bată de vreo 6 ore. Deci n-aveam val foarte mare. Atunci se forma valul mare. Și am zis, bă, dacă am venit aproape de Mykonos, scap. O să am doar jumătate de oră, de 7-8 metri. 7-8 metri? 7-8 metri se face val de 7-8 metri, ăla-i frumos rotul. Barca era nouă nouță, barca monohula era nouă nouță. Și dacă contează? Și... Da, maxim. De ce? Păi, hai să zic, dacă este mașina nouă, cum să zic, dacă barca este nouă, toate legăturile sunt noi. La o barcă veche mai iai rucină pe aici pe acolo și începe să rupe câte o școtă, pam, pam. Și dacă ți-au rupt 2-3 școte, poate să scadă și catargul, poate să scadă tot. Dar barca fi nouă, n-are ce să se întâmple. Că sunt nouă, nu, noi nouțe toate, nu. Bă, am mai văzut și Mercedes-uri greșite, scoase pe barca e altceva, barca este altceva.
Ok, dacă zici tu... Băi, crede-mă că eu vreau să trăiesc 114 ani, așa că... Doamne ajută-mă înainte să... Da, nu mi-aș face rău cu mâna mea. Am înțeles. Da. Să trecem la următoarea întrebare. Iată, măi, Cătăline, măi. Dacă ar fi să trebuiască să cânti un cântec peștilor ca să vină la cârligul tău, ce cântec l-ai cântat tu? Nu știu, că el a cântat... Cum l-a cântat? Păi te-ai cântat la sala Palatului. Obligat, în fața, obligat. În fața la 3.000 de oameni, câți oameni au fost? Mai mult, mai 4.000 și ceva, da. Am fost obligat de către marele Horia Brenciu, marele Bontea și marele Dumitrescu. Ăștia trei m-au obligat să cânt. Am zis, băi, eu... jucat obligatea sau ce? Da, nu știu, băi, am zis să... Și Brenciu are darul așa de a convinge. Orice, deci... Dacă ești aplecat, Brenciu te convinge să te îndrepti. Imediat. Ești, băi, fă-ți ca un hard ăsta, așa. Orator. Da, fă ceva. Deci a venit și mesaj. Băi, prietenii tăi, colegii tăi au acceptat chestia asta. Tu n-ai cum să refuzi. Te-a zis, ce-i băi, băi, zi-mi unde să vin, ora și gata. Și am avut curajul, m-au și împins să ies primul să cânt. Și am cântat I'm Singing in the Rain. Ce vadă, Doamne ferește? Deci dacă norocul meu că eram... E pe YouTube? Da, este. Reușit cântând și oamenii când și-au dat seama că sunt... Eu, dacă era vreun cântăreț, aruncau cu roșii în el. Pantof, cu ceva, aruncau cu ceva. Dar nu, au fost atât de spectaculoși au fost oamenii din... Și din prima seară și după, bineînțeles, că... Păi, eu la mine n-are lumea pretenții să cânt, dar a venit și eu să îi fac să râd. Era un alt fel de stand-up. Cred că Bontea și Dumitrescu chiar au voce, Dumitrescu chiar cânta în tinerețile lui pe la karaoke, Bontea chiar are voce. Eu am fost stand-up-ul din emisiune. De mine vă rog frumos să zâmbiți, să râdeți, să vă distrați cu mine. Bă, dar cred că ai fost cel mai apreciat dintre toți. Nu apreciați, am fost toți trei. Noi, aprecierea vine la pachet. Să știi că... fiecare din noi, separat, face lucruri spectaculoase și atunci lucrurile spectaculoase puse cap la cap, iese o chestie măreată. Între voi trei, o chimie extraordinară. Da, fuziune. Extraordinar. Da, da. Nu e confuziune. Câteodată e confuziune, dar de foarte multe ori e fuziune. Am văzut și acum în Delta între tine și Bontea, mamă, așa o... Bă, da, o râcă de-asta, dar mișto, o... Da, când ai zis tu. Ai văzut-o pe asta. Păi asta, la asta mă gândeam, știi? Când ai zis tu, Bonteu, dă-mă și mie o giugea. S-a uitat el pe acolo prin trusă. Bă, da, s-a uitat vreo două minute așa, știi? Și zice, hai că ți-o dau pe asta. Hă? Bă, da, e cam frumoasă, mă. N-am vreo mai văzut. Așa sunt pescarii, adevărați, pătimași. N-ar da-o din nou cum să dea. Dacă prinde la pormă... Dar noi nu eram un concurs. Noi eram pe lângă concurs. Da, m-am prins și mai acolo ceva. Da, mă, Bontea. Da, până la urmă, da. Bontea niciodată nu o să-ți dea Pontea. Nu-ți dă ponturi, niciodată. N-ai uitat ce aminte? Păi ia, interesați-vă și voi pe unde se prinde, pe unde ține și nou. Când ai zis tu că ai scăpat șalăul acolo la kilometru 8, la mila 8, scuze-mă, imediat au venit să vadă, să... Măsoare, să... Da. Și-au pus pinul și-au pac-pac. Da, așa e. Doar nu știu. Nu le-a spus nimeni că peștele se plimbă de acolo-acolo pe sub toată durerea. Băi, da, dar... Uite, sunt locuri consacrate, știute de majoritatea pescarilor, pe care le bat în... Băi, le e mai ușor să ajungă acolo, la locul știut. Ne întâlnim unde? La metrou, la Unirii. Dar să știi că te poți întâlni și la 20 de pași mai încolo, clar. Sau la deal, sau la vale, clar, sau mai după cu. Clar. Deci, important este să iei să duc la locurile consacrate, sperând că peștele să plimbă, mă, de acolo. Asta clar. Nu stă pește, gai, hai, suntem 30 de pești, azi ai venit, mă, Bontea, la pescuit, da, gata, acum, hai, arunca alea să ne prinzi. Nu e chiar așa. Asta clar. Da-i peștele chiar. Este într-o continuă mișcare. Asta cu siguranță. Și în funcție de... El este mânat în funcție de temperatură, vânt, sursă de hrană. De aceea trebuie să și cauți. Tu ai făcut o școală, ai făcut o în sensul ăsta, da. Eu ce să mă pun eu?
I-a venit cu ei, i-a venit cu două idei. Burger și scoici și creme brulee. Extraordinare. Deci, pe cuvântul meu, abia aștept să văd rezultatul. Stai seama ce circ o să iasă pe baltă când o să mă duc prima dată cu boile solare și o să înceapă lumea. Ai prins, mă, cu creme brulee? 100% prins. Nu există, n-are cum să nu... De, bă, dacă funcționează aroma de cârnați cu usturoi și funcționează bine. Da, da, da. De ce n-ar funcționa? Burger și scoici. Scoică 100%. Și burger, de ce să nu funcționeze? De ce? N-are de ce. Hai, să funcționeze. Abia aștept. Săptămâna viitoare, direct asta fac. Ia pune-ți tu ochelarii de cercetător, halatul ăla de... Mă imaginez așa, acum, nu? Acum să nu, da, scoate probete, vezi acolo, centrifugă, bam, 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 amestecă, vezi? Nu e chiar așa în... Dar prima dată îmi dai să mă chemi, mă chemi, da, și eu, să gust, să văd, bineînțeles. Să gust, bineînțeles, da, o să fac și eu, mai pun pe cineva să mai facă, nu? Tu îți dai seama dacă iese ceva spectaculos, că o să moară Bontea, o să-l vezi pe Bontea, că am și eu... O idee. O rețetă. O rețetă, da. Poate dă și el o rețetă, mă. Că precis are. Dar nu dă din el. Nu dă bani. Trebuie să aibă. Nu spune, păstrează doar pe el. El nu vezi. Moșmoadele lui săci acasă, mai face o mămăligă, mai amestecă el ceva pe acolo. Aoleu. Bă, dar între tine și Ponte e cea mai mișto chimie / râcă, așa, e... Adică... Bă, dar nu, bă, râcă mișto, nu, adică contre, nu râcă, adică râcă e mult spus. Da, mă, și ce vrea să fim, dar mișto. Doi plați. Nu, de-aia vă și noi din prima zi de când ne-am întâlnit la emisiune, bang, 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 bine, toți trei, nu se știe, ei doi se ceartă mai puțin, pentru că au făcut așa o alianță. Împotriva ta? Cumva, într-un fel. Nu cred că e alianță. Ce întrebări mai e, Pavel? Bun. Că tot ocupi așa un loc fruntaș în gastronomie românească. În meniul pescarilor, grătarul ocupă un loc foarte important, așa, adică orice pescar, bă, mergem la pește, facem un grătar, nu știu ce. Ce sfaturi poți să ne dai tu pentru un grătar impecabil? Adică, bă, să iasă ceva așa de vis, să nu mai iasă talpă, să nu mai iasă, ai vreun sfat simplu, bazic. Da, păi în primul și în primul rând, nu mai luați grătarul cu voi. Nu mai luați. Vă rog frumos, nu mai luați grătar. La revedere. Începând de mâine, la revedere, gata grătar. Luați-vă o plită, luați-vă un disc, luați-vă ceva mai interesant. Pentru că este mult mai multifuncțional. Dacă peștele e gras și l-ai pus pe placă, pe o plită, prinde o crustă spectaculoasă. Ceafa de porc, dacă o pui pe o plită, e mult, mult mai spectaculoasă. Îi rămâne jus-ul acolo, îi rămâne grăsimea. Nu se usucă. Nu se usucă. Dacă strângi mai multă grăsimea și mai pui niște ulei, arunci și doi cartofi și mai pui și cartofii prăjiți. Așa că uitați de grătare, fraților, că nu sunt bune. Plita, pește, un pește delicat. L-ai pus, dacă, nu știu, îl filetezi. Ia un filet de șalou, făcut pe baltă și pune-l pe o plită și întoarce-l frumos pe partea cealaltă. Deci este spectacol. N-ai să-l întorci niciodată pe un grătar. Eu un file, ce, să duce de... Deci deja... Da. Ți-am schimbat optica. Vezi ce înseamnă să stai de vorbă cu unul care a greșit pe grătarul de 20 de ori? Da. Pentru mine plita este spectaculoasă. Eu am văzut că peștele, cel mai spectaculos, cel mai gustos, cel mai bun, este pe plită. Pe plită, am văzut asta la festival. Ai plită, ai cel mai bun pește, ai crustă. La grătar arde în momentul în care îl lași pe un grătar foarte încins și foarte greu îl dezlipești de acolo. Așa că... Practic, plita poți să o faci din orice, cu bă, un grătar, pus o tablă. Băi, da, un foc, o tablă. Da, da. Sau dacă poți, fă-ți un disc ăla. Este spectacol. Da. Draguș, noi avem tablă. Avem, băi, uite, încearcă o pastă, ia-ți un disc pe jumătate, dispune niște ceafă de porc. Și nu glumă. Și după ce începe ceafa aia să se topească puțin, stropește jumătatea cealaltă și pune niște bucăți de burtă de crap. Nu mai înghiți în secă, să n-alungi cu boile. Sau în ce rămâne boile, să nu lasă spre dimineață când se încheagă grăsimea aia, dă boile surile până la ceai să vezi ce o să iasă. Bă, deci, dintr-o dată, nu prind eu așa de mult peste, dar... Ai schimbat optica 100%. Să încercăm. Adică ce, nu costă bani să moi alea acolo.
Iar discul este spectacol, credem. Mamă, ce mi-ai făcut tu și cu scoi și burger și cu să arunc grătarul, să pun plită. Și chestii la care, bă, nu mă gândeam niciodată, da, da. Dar sunt aici, știi? Doar trebuie să le ai, le-ai văzut, le aveai în cap, da. Și le-ai văzut toată viața, dar da. Știi că sunt acolo. Păi vezi, mă, de-aia te-am invitat în seara asta aici. Doamne, știu. Mi-a rămas să... Dar tu încă văd că mestești la ceva, la ce mestești? La burta! La care boile, la care boile zi? La burta aia de crap. Oleu. Of. De eu ți-o spun, pentru că eu am făcut... Noi ăștia, carnivorii... Bă, dacă am strobit un pic cu grăsime pe mamă de porc, bă, și cum iese? Tu ai Dumnezeule mare, de ce te dai capul de mulinet? Mamă. De copastie. Băi, tu ai fost plecat în America Express. Hai de mamă. Pe acolo. Nu, ai... Să nu mă întreb ce am mâncat, că am mâncat cea de Dumnezeu. Nu ce ai mâncat. Ai văzut, mă, locuri de pescuit unde puteai să pescuiești? Bă, greu. N-ai văzut, nu? Am trecut pe lângă multe. Uite, am trecut pe lângă... Nu știu, am și traversat fluviul Magdalena, care curge ca la nenea de țiși, că se grăbește undeva. cea mai oribilă probă din viața mea. Am scăpat-o la vale, m-am dus cu barca de... n-am avut timp. Nu pot să spun că au fost niște peisaje, niște ape, niște lacuri. Am trecut pe lângă o grămadă de locuri spectaculoase. Dar nu mă pot lăuda că am văzut măcar să se prindă ceva, pentru că eram tot timpul în viteză. Nu aveai ochi decât înainte să... Înainte să... Nu știu... Să ajung acasă mai repede. Wow, și am ajuns cu ultimul avion. Ai stat ceva? Ai stat? Păi, de obicei, da. Cum să zic, eu sunt un genul de om foarte competitiv. Chiar dacă... Am văzut și cu tine însuți, așa e o competiție. Da, permanentă. Adică trebuie să-mi dai un scop și imediat mă apuc de treabă. Dacă mă convingi, gata, mă apuc de treabă și îi dau înainte. Da. Ai fi vrut să ai o lansetă cu tine, cu un America Express? La câtă foame am făcut, da, era bună o lansetă, da. Cu o linguriță, nu știu, ceva, ție. Prindeam ceva de la oameni din frigidere. Băi, nene, nu, ceva la japcă, da. O arepa, o ceva, un măr, o prună, o ceva. Ce te dea domnul? Ce mai am, dar n-am aia prune. Am zis și o prună, are bun. Că tot vorbim de... vorbeam mai devreme de un grătar corect făcut să iasă impecabil. Impecabil e la Bonte, să știi. Bonte, da. E cu impecabil, da. Și mai avem o sirenă și... da. La pește ce putem să-i facem să... Tot asta plita am înțeles. Există... Să-l îndulcim. Se numește îndulcit. Pă, bune. Lasă-mă, există vreun ingredient așa... Secret sau... Nu există, mă, secret de urmă. Faza următoare, după ce ai filetat sau nu, după ce ai porționat sau nu peștele, trebuie neapărat să-i dai un pic de timp. Și atunci peștele se sărează și se lasă câteva ore. Asta este în denumirea celor din Delta. Ei spun, trebuie să îndulcești pește. Eu de acolo pește. Sărarea este îndulcirea. Deci acolo este... Acolo este cel mai mare secret, care nu e secret. Trebuie să știi să folosești sarea în cantitate suficientă, pentru că peștele și-a sare cât trebuie, într-o anumită perioadă de timp, că dacă îl lași în pachetat de sare 2 săptămâni, se sărează de tot, se face pastram. Dar 3-4 ore dacă îl lași, în sare foarte mult, după care îl clătești, el trage sare și atunci... În momentul în care îl prăjești sau îl opărești sau îl faci, nu știu, în orice fel. Doar eu am fost nebunul care a fost saramura fără sare. Da. Deci ai nevoie de pește pentru, ai nevoie de sare pentru a-l săra. Asta este, știi cum, e un meme din asta care circulă acum pe rețele de socializare cu Scărlătescu, care spune să vă dau un secret. Pentru cei care gătesc paste, prima dată trebuie să faci cutia de paste. Cam asta e și... Da. Cam asta trebuie să faci la pește. Trebuie să-l sărezi. Dacă l-ai sărat, e salvat.
Am înțeles. Deci îndulcirea, practic, este... Îndulcirea. Sărare. Țineți minte, băgați la cap. Tare, nu știam nici pe asta. N-am inventat-o eu, vine direct din Delta. Am înțeles, de la sursă. Bun, tare. Am multe chestii noi am învățat în seara asta. Mai vii pe la mine, te rog, eu mult. Nu le-ai divulgat pe barcă. Ai așteptat să vii. Am încercat să te trag pe tine de limbă, despre ce să, cum să mai... Tu m-ai învățat cu boilesurile, cu giuvele, cu giurgiuvele, cu ghiozlămele, cu tohavele, de ce? N-am prins-o pe asta cu legatul cârligelor. L-am terorizat. I-am zis într-una în Delta, ace de pescuit, dar nu sunt ace, sunt cârligele, l-am terorizat. Bă, da, ce să credeți? Chiar avea ace într-un sac de pescuit, avea niște ace de cusut. Pentru că undeva la Chilia, prima dată când am fost eșantat cu boiles, Radu, un prieten al meu, nu avea firul de păr la ac. El lega boilesul cu ață de papiotă. Da, nasolac. Lasă-l, încă n-am ajuns la nivelul tău. Lega boilesul de cârlig cu ață de papiot. Și îl lăsa cât de lung vroia el. Simplu. O să te învăț și pe tine. Deci de-aia aveai tu acele. Acele și, cum îi spune, și ața de și papiotă. Da. Plus că dacă ți se rupe nădragii, bam, bam. Imediat ți-a ai văzut? Niciun pescar nu are treaba asta. Da? Eu am. Wow, ce tare asta cu ața și cu... Ce vrei eu să iau și mașina de cusut? Eu le zic cârlige la ace. Cârlige de cusut. Hai mă, lasă, că înțelegem noi. Exact. Pește să prind, că îl prind cu acu cârlig, Doamne ajută. Fii atent. Tu ai călătorit foarte mult și mie îmi place foarte mult să călătoresc. Și am avut mereu curiozitatea asta. Ce țară ți se pare ție că stă cel mai bine pe gastronomie? Păi depinde. De ce? Păi fiecare țară, fiecare zonă... Are specificul și particularitățile ei. Pot să spun unde mi-ar plăcea, unde îmi place mie foarte, 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 foarte mult. Cea mai diversă, cea mai diversificată bucătărie din zona noastră este Turcia. Nu te pot spune cu ei ceva de speriat. Cea mai rafinată, cea mai spectaculoasă și cea mai cremoasă este Franța. Cea mai accesibilă și cea mai rapidă este în Italia. Iar cea mai ia și fugi, deci mănâncă repede și pleacă în Spania. Am fost foarte recent, am fost în Spania și am stat 3 săptămâni. Deci este incredibil, tată. Cum mănâncă aia, 3 săptămâni, bam, bam, și au scăpat. Nu, stai, ca în Franța, pa, pa. Până vine mâncarea, ai băut o sticlă cu vin, până vine la felul 2, deja ești beat. Nu știu, na. Nu te umfli ca la Italie, bagă. Știi, la italieni eu mă umflu de mor, de ce că îmi plac pastele. Și aș mânca și de-alea, și de-alea, și de-alea, și de-alea. Și cât să mănânci de nică, cât să mănânci. Italia nu are povestea aia, vrăjala aia. Bam, 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 te-a păcălit în 2 timp și în 2 farfurii te-a făcut vață. Te-a împăchetat. Da, francezul are rafinament. Turcul are gust peste tot, deci are turcul niște gusturi în farfurie. La orice... Hai de mamă. Dar să știi că am muncit în Germania și bucătăria din Germania este spectaculoasă. Chiar și cea engleză este bună. Nordici au o bucătărie mai, nu atât de diversificată, dar foarte interesantă și ea. Bă, cam peste tot. Să nu-ți mai spun de Peru, să nu-ți mai spun de, nu știu, Guatemala, ceva așa, uite, tradițional, din Peru, din Guatemala, ceva ce ți-a impresionat. În zona aia de acolo e sevicele, care nu seamănă deloc cu sevicele de la noi. Da? Ce poți fi diferit? Băi, fii atent aici, modul în care ți-l dă pe stradă, te, în primul rând, te blochează. Ți-l dă într-un pahar de plastic și are ketchup în el. Dar bă, nu râde! Nu râde! Deci, băi, așa mi l-au dat, adică, hello!
Și se pare că originea lui acolo e, cu un sos de tomate, o tâmpenie, mi-a plăcut, de niciun fel. Și atunci au venit ăștia din Peru și au spus, stați așa, că luăm cevicele și facem altfel. Și l-au combinat ei cu niște tăieturi după în Japonia și l-au combinat ei cu mai multe chestii și au făcut un ceviche foarte interesant, care e mult mai light, un pește care, i-au spus ei, lece de tigre, dar, bă, dacă tai un pește foarte proaspăt și îl tratezi cu niște lime, stop joc. Lime sau lămâie, nu contează? Lime, lime acolo, lime-ul e la. Dacă ai și un pic de sare, Doamne ajută, dacă ai un pic de coriandru, deja e o trășios, sevoia, ceapă, există peste tot, așa, stop joc. Aici ne-am oprit. De aici încolo poți să faci ce vrei tu, dar cevicele de bază asta e coriandru, sare, ceapă roșie și, bineînțeles, chili, cât poți tu de mult. Dacă ai și o ceapă verde, deja e prospețime. Dar mai proaspăt decât la lime-ul ăla și decât pește la proaspăt. Dar uite, dai tot felul de texturi. De... Da, acum am început eu să bălesc. Eu am mâncat în Grecia anul trecut. Anul trecut, da, când am fost cu Cristi. Ați făcut voi pe barcă și a fost da, extraordinar. A fost prima oară când am mâncat ceviche. Da. Și mie mi se întâmplă să... După ce am mâncat toate mâncărurile din țara românească și... Nu numai, încă mai sunt surprins de unele preparate. Foarte tare. Că dacă și pe tine te mai surprinde ceva... O, cum să nu? Dar și mai am timp să fiu surprins. Bineînțeles. Eu călătoresc mult. Și prin Delta, și pe lângă Delta, și afară din țară, și prin țară. Eu mă duc și ai văzut. Scormune, bună ziua, ce ai mamaie de mâncare? Hați, imediat. Băi, dar... Aia cu sarea, mă, vreau să mi-o povestești din nou, te rog eu mult. Păi da, mă, că tu poți să o povestești mai bine. Că... Păi, să o povestesc eu? Apă, da. Fiți atenți, vreți să știți cum poți să-ți dai seama de cineva că într-adevăr este un bucătar adevărat? Păi, explic eu imediat. Era Cătălin aici de față, la pescuit, cu mai mulți acolo și a venit cineva în vizită pe barcă. Și tot a început să zică că dacă vreți să mâncați cel mai bun storceag din toată Delta asta, cel mai bun pește, ăla. Să mergem nu știu unde, la Nea Gică. Cu Tăric. Bă, și trece, din greșeală trece Neagică cu barca pe acolo. Ăștia, ia vină, mă, Neagică încoace. Să dă Neagică jos așa. Era unul rotuș, mă. Ce, mă, tu știi să gătești? Bă, na, tu știi că eu sunt băiat bine crescut. Am tăcut. 5 minute. 10 minute. Un sfert de oră. Deja Cătălin Riza, care era cu noi, scârpină. S-a așteptat, deci mi-a zis după. La ce mai rău? Bă, ce face asta? Cătălin Riza era, nu știu, curios să vadă reacția mea. Că se vedea pe mine că o să am o reacție. Într-un final. Băi, tăte. Și ăla nu mai putea, deja mă terminase, mă leșinase de cap, mă enervase. Și la un moment dat, tot îmi spunea, băi, eu sunt bucătar. Bă, zic, tu ești bucătar, mă? Da, ia dă-mă mâna încoace. Iau mâna. Bag mâna în buzunar și umplu mâna de sare. Bă, tu ai, mă, așa ceva în buzunar. Tu ai, mă, sare în buzunar? Nu, nu te bădești, că n-ai nicio treabă cu bucătării. Băi, au nebunit ăștia toți. A fost circ și panorama, mă, deci, băi, ceva de... Doamne ferește. Bă, asta ți-am zis, o țin și o minte pe partea mea, pe poezia mea. Ține-o cum ți-am zis. Da, mă, da. Bă, cu tătii. Și tu spui nimic. Gata. E băgat aici și cu prima ocazie... Foarte rare sunt momentele în care n-am sare prin buzunare. Am văzut. În fiecare zi când am fost în Delta, îmi punea câteva firicele de sare în palmă. Bă, dacă ai văzut, mâncăm ceva, ai un pic de sare, vrei să bei o bere și bagi-o de-aia de lime, poate vrei să-i pui și un pic de sare. Nu știu. Te tai, pune un pic de sare. Nu știu de ce, dar poate îți trebuie. Nu. Lasă multifuncțională. Da. Sarea e bună peste tot. E bună să o ai prin toate buzunarele, mi-am dat seama. Aoleu, fii atent, că
apropiem de final, o să te las, te las în pace să, să te duci înapoi la Dorin acasă, să-i spui că va trebui să vină peste două săptămâni. Nu e treaba mea, e numărul de telefon, sună, o invită, tu nu poți să o invit eu la podcastul tău, te rog. Normal, mă voi ocupa. O singură... Bă, a, eu ți-am zis, mă, că tu mi-ai citit întrebările, că am fost tu la baie, plecat cu... Nu, n-am citit, n-am... Deci eu aveam o întrebare aici, dacă ar fi să faci un boilers, cu ce aromă l-ai face? Și tu, și tu la, înainte eu de asta... Știi doar, și ți-am mai spus că sunt senzorial. Da. Asta da, am prins-o, am prins-o. O singură întrebare mai am pentru tine, Cătăline, și după care te las în pace, că trebuie să-ți pregătești bagajul pentru Delta. Nu, e una strict din curiozitatea mea. Dacă te-ai muta din București, în ce oraș te-ai muta și de ce? Păi m-aș duce... Sunt trei locuri unde m-aș duce în trei secunde. Dacă nu chiar patru. Crișan, Caraorman, Milă sau Chilia. Ah, direct. Clar? Da, clar. Oh, eu credeam că prin altă țară sau undeva. Băi, m-aș duce eu prin altă țară, dar doar în vizită. Cum, mă? Tu îți dai seama, din luna mai, iunie, iulie, august, septembrie, octombrie, poate chiar noiembrie, 7 luni de stat la pești. Că prins, că nu prins, mai contează. Nu am să stai în viață. Abia aștept. Și dacă n-ai fi șef, așa, ce meserie ai, ai profesa acolo? Acolo? Da. Păi tot bucătar, ce știu, tot să fac altceva? Dar să zice că n-ai fi șef, ce ai face? De mâncare. Nu știu să fac altceva. Și n-aș face altceva. În momentul de față, nu știu să fac altceva. Adică... După viață de da. Bucătărie? Tot bucătărie fac. N-ai văzut că mă bag peste tot, nu, nu mă dau la o parte. Am văzut. Asta chiar am văzut. Bă, și unde găsești și o răjniță de asta de cafea? Păi, doar prin târguri. Am mai sunt? Toți prietenii mei știu că, care frecventează târguri de astfel, de genul ăsta. Când văd, îmi trimit poze cu ele, le-am dat ok-ul, pac, pachet și mi le trimit. Că de pe toată țara. Uite, spre exemplu, asta ultima, unde este aia, mi-a venit astăzi pe curier. Asta? Da, de la de la Cluj. Shakespeare. Shakespeare, Avat, Dam Quick, Mes, Daiva. Nu, asta ce e? Asta nici nu știu ce e. Tu știu ce e. Aia e Daiva, adică, na, Shimano. Argeș. Argeș. Argeș, uite. Uite, n-avea o altă vopsea? Sunt la fel. Atât se găsea pe vremea lui Ceaușescu. Na. Atât s-a putut, știi? Vorba aia. Ah, și cu asta, gata, okay. Încheiem. Că, na, ți-au trecut și ție mai multe cule diverse. Cuții de primână. Cuții de primână. Ce brand de pescuit te-a impresionat pe tine așa, cel mai mult? Păi, dacă stai să te uiți la crab, la Daiva și la vrăbitor, Babu Garcia. Și am văzut că pe la somn ai pen. Pen, da. Am pen la... Da. Adică cam astea trei... Da. Astea trei mulinete. Am niște Big G-uri la... La crap, dar la crap. Nu-mi plac alea mari și... Uh-huh. Dar sunt foarte mișto. Dar sunt foarte, au dragul. Săpănoase, tot ce trebuie. Foarte, adică foarte sunt mișto. Sunt în arealul profesioniștilor. Nu prind ca ei, dar măcar mă îmbrac ca ei, știi? Echipamentul este corespunzător. Da. Cătăline, eu îți mulțumesc pentru că ai participat la primul episod din seria de podcasturi Clomar Pescar. Te rog frumos, da. Să nu uiți ce mi-ai promis și ce le-ai promis și lor, că te apuci de săptămâna viitoare și faci burger 100%, și scoici 100%. / creme brule. Până vii data viitoare, vei avea deja rezultatul final. Nu mai bine rău la nimeni, gata. Nu mai bine și să nu mai aud pe aia cu... Gata, nu mai spui pe aia cu firentiz niciodată. Nu spun. Bă, terminați cu firentiz. Inventați altceva. Seară bună tuturor, vă mulțumim pentru atenție și nu uitați să vă abonați la canalul de YouTube Clomar Pescar pentru a putea fi informați ori de câte ori intrăm live. Seară bună!